Bine v-am găsit, dragii noștri, suntem într-o ediție a emisiunii E timpul să vorbim. Să nu vă surprindă prezența mea, am acceptul doamnei Florina Drăgulin să realizăm această emisiune pe o terasă frumoasă, o terasă primitoare, alături de un om deosebit. Alături de mine, domnul profesor dr. Ion Oltean. Bine ați venit, domnule profesor! Bine v-am regăsit și mă bucur că am ocazia să fiu din nou în studioul dumneavoastră și mai ales să mă adresez giurgiuvenilor și celor din județele care pot ca să prindă această televiziune. Da. Sunt destule județe care pot să prindă emisia noastră, ba mai mult, fiind pe internet, practic, întreaga lume ne poate urmări, români și nu numai, de oriunde ne pot urmări. Vreau să vă spun, dragii noștri, câteva cuvinte despre domnul profesor Ion Oltean. Aceasta deoarece emisiunea noastră chiar vreau să fie una cu totul specială. În primul rând este o emisiune dedicată educației, dedicată învățământului. Dar în același timp, și o să vedeți câte legături sunt, pe care le intuiți deja, e o emisiune dedicată sufletului, dedicată omului. Cum se formează un om în școală și ce impact va avea pe viața ulterioară acest început. Domnul profesor Ion Oltean este în măsură să ne vorbească despre educație, deoarece o viață și în continuare, viața este în plin avânt al domniei sale, este un om extrem, extrem de tenace în ceea ce privește sistemul educațional, universitar și iată, nu numai. Domnia sa este profesor la Universitatea din Cluj, profesor de entomologie, studiul insectelor, și de fitoterapie, terapia de combatere a dăunătorilor, terapii care intervin în agricultura de zi cu zi și ne asigură recoltele bogate și, precum am văzut, și naturale, într-o altă emisiune pe care tot postul nostru o va găzdui, emisiunea Medicina în Direct. Aș vrea să vă spun, dragii noștri, s-a desfășurat zilele acestea a doua sesiune, sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat. Am să-l rog pe domnul profesor Ion Oltean să ne spună în ce calitate, și o să vedeți cât de important este rolul domniei sale pentru această sesiune de bacalaureat, și să ne facă o radiografie, o oglindă a celor două evenimente, examenul din vară, examenul din toamnă, și de ce nu, domnia sa este foarte, foarte informat, este un cunoscător în domeniul educației, o radiografie pe ultimii ani a învățământului giurgiuvean, a rezultatelor examenelor la bacalaureat. Domnul profesor, aveți cuvântul. Da, într-adevăr, în această perioadă am participat la examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2015, în calitate de președinte la centrul de examen din Bolintin Vale, centru în care am avut un număr foarte mare de elevi înscriși la acest examen. Așa cum ziceați și dumneavoastră, domnule doctor, ar fi bine să ne referim puțin la ce s-a întâmplat în această sesiune de examene, evident, gândindu-mă la rezultatele care s-au obținut atât la nivel național, dar mai ales mă voi referi concret la ceea ce s-a întâmplat la nivelul județului Giurgiu. Vă spuneam, în momentul în care m-ați contactat pentru a realiza această emisiune, am fost puțin surprins, este adevărat, și mă gândeam despre ce să vorbesc într-o emisiune care se adresează publicului dintr-o zonă în care an de an, la nivel de minister și la nivel național, se vorbea că sunt cele mai slabe rezultate la nivel de județ. E un lucru care pe mine m-a pus destul de mult pe gânduri și atunci am început să mă informez puțin vis-a-vis de ce a fost și înainte. Precizez, sunt pentru prima dată în județul dumneavoastră, județ în care în această perioadă recunosc, m-am simțit deosebit de bine, pentru că am reușit să întâlnesc niște oameni cu suflet mare, niște oameni care m-au ajutat să înțeleg niște realități pe care eu nu le cunoșteam până acum. Vă spuneam, domnule doctor, că v-am dat un telefon anume să vă spun, în direct vă voi spune niște lucruri care nu pot să facă decât să vă dea o stare de satisfacție, pentru că sunteți
un cetățean al acestui județ. Evident, ca să pot să arăt aceste lucruri, trebuie să mă refer la situația din această sesiune la nivel național. La nivel național, promovabilitatea în această sesiune a fost de 24,1%. Cu cine sunt județele care au avut o promovabilitate de peste 30%? Sunt în general câteva județe din Ardeal. Este vorba de Alba Iulia, este vorba de Cluj, unde au fost cele mai mari probabilități, este vorba și de Harghita. Permiteți-mi și... să vă felicit pentru Cluj, în direct. Mulțumesc. Iar eu vă felicit și mai călduros pentru Giurgiu, o să vedeți imediat de ce. Și ceea ce am rămas atât de impresionat, pentru că am luat legătura cu ministerul, am și citit niște comunicate de la nivelul ministerului, este pentru prima dată în ultimii câțiva ani când județul Giurgiu nu mai apare în acel grup al județelor cu promovabilitatea cea mai redusă în cadrul unei sesiuni de examene de bacalaureat. E o veste foarte bună și vă mulțumim. De exemplu, promovabilitatea la nivelul județului dumneavoastră în această sesiune este de 20,23%. Vă dați seama când la nivel național este de 24,1%. Dacă ne comparăm cu Capitala, care este aici aproape de dumneavoastră, la Capitală, promovabilitatea în această sesiune este de 22,85%. Sensibil egale valorile. Da. Domnule doctor, în acele ierarhizări făcute în cadrul presei, vă refer la presa centrală, știți, întotdeauna se vorbește despre primele județe, despre ultimele județe și normal despre celelalte nu se mai spune nimic. Când a fost vorba despre această grupare a județelor vis-a-vis de procentul de probabilitate, dumneavoastră n-ați fost amintiți. Însă, ați fost amintiți acolo unde, într-adevăr, poate ca să vă aducă o rază de mulțumire și cred că acest lucru este extrem de important pentru Inspectoratul Școlar Județean. Sunteți dați ca exemplu. Sunteți județul în care, între prima sesiune și sesiunea a doua, creșterea procentului de promovabilitate a fost cea mai ridicată la nivel național. Comparativ cu sesiunea din iunie-iulie, promovabilitatea la nivelul județului dumneavoastră a crescut cu 12,59%. Este un procent considerabil. De asemenea, dacă ne raportăm și la rezultatele din anii anteriori, dacă anul trecut, în sesiunea din toamnă, la Giurgiu, promovabilitatea a fost în jur doar de 7%, acum, fiind vorba de 20,23%, este o triplare a procentului de promovabilitate. Da. Este foarte adevărat, stăm și... Ați vrut să întrebați ceva? Da, vreau să spun, sunteți un adevărat profesor universitar, ați pornit de la date, de la date statistice, fiindcă ele trebuie puse primele pe tapet și acum este interpretat. Acum este emisiunea în sine, în care aș vrea să analizăm această creștere, pe care eu aș numi-o exponențială, o creștere extraordinară. Ea se datorează, fără îndoială, efortului tinerilor, și aș vrea să-i felicit, care, iată, și-au sacrificat în folosul lor vacanța pentru a învăța și pentru a arăta că un rezultat din vară poate fi contracarat cu un rezultat din toamnă. Dar să nu uităm că mai sunt și elevi din sesiunile anterioare, cei care au terminat anul trecut și care n-au luat bacul și care s-au prezentat eventual acum sau din alți ani. Deci, iată, rezultate încurajatoare. Și aș vrea, domnule profesor, fiindcă 55 de minute pe care ni le-a oferit cu larghețe doamna Florina Drăgulin, fără îndoială, nu vor fi suficiente, aș vrea, pe lângă acest comentariu, al acestui salt calitativ și cantitativ net, să vedem care sunt pârghiile care să ne ducă spre anii viitori și, de ce nu, spre primul an care ne așteaptă, la rezultate de acest tip, la rezultate
compatibile cu cele naționale. Fără îndoială există, cum bine spuneați, această curbă gaussiană, majoritatea sunt localizați undeva la mijloc, să fim măcar în acest mijloc de medie, în acest mijloc bun, e greu să prinzi plutonul fruntaș, dar să depășim lanterna roșie. Vă rog. Da, așa este. Întotdeauna trebuie să ne gândim ce este de făcut. În educație niciodată nu trebuie să ajungem la această stare de automulțumire și nici nu este vorba de a ne culca cu urechea pe un succes care l-am avut, succes care poate să fie efemer. Dar mă gândesc, pentru a mă face mai bine înțeles, chiar acum mă gândeam, cu ce se compar eu educația care este atât de necesară la nivel național? Și cred că nu o pot compara mai bine decât cu un act artistic. Și mă gândesc în această situație la un teatru. Știți că avem piese de teatru, mai bune, mai puțin bune, dar valoarea lor atunci când se joacă teatrul respectiv este pusă în valoare de acel tandem regizor și actor. Fiecare venind cu partea lui de contribuție la succes. Comparând educația cu acest teatru, încerc acum să compar elementele care intervin cu aceia care v-am amintit din acest domeniu artistic. Regizorul, eu zic că este ministerul, pentru că el este cel care creionează întotdeauna liniile generale între care se desfășoară un proces educațional. Iar acum, dacă mă refer strict la examenul de bacalaureat, pentru că despre asta se vorbește acum, ce ar trebui să facă acest regizor, deci ministerul? Poate ar trebui ca să regândească întreg bacalaureatul. Eu, de fiecare dată când mă duc la examenul de bacalaureat și har Domnului mă duc an de an în ambele sesiuni și cu traier în întreaga țară, spun, bacalaureatul ar trebui ca să fie diferențiat. Mie mi se pare incorrect ca un elev care termină un liceu secție reală să dea examen de bacalaureat din aceleași materii le dă un elev care urmează cursurile unui liceu tehnic, care se pregătește în cu totul alt domeniu. Dacă elevii de la aceste licee tehnologice sunt puși într-o situație extrem de dificilă, în sensul că ei sunt obligați să dea din matematică, iar mai ales la ultima probă, la proba EDE, au foarte puține discipline din care ei pot să aleagă. Ei sunt obligați să aleagă între fizică, chimie, biologie vegetală și animală, respectiv anatomie. Ce așteptări pot să am eu de la un elev care, la un profil tehnologic, face biologie vegetală în clasa 9, mai începe un pic și din clasa 10. Și în clasa 12, el este obligat să dea examen din această disciplină. Vă dați seama, nu numai trecerea timpului îl îndepărtează de disciplina respectivă, au trecut 3 ani de când a studiat de disciplina respectivă, în clasa 9, acel elev nici măcar nu a conștientizat că peste câțiva ani el va trebui ca să învețe această materie și la care trebuie să ia de obicei și o notă foarte mare, pentru că bacul trebuie luat cu media generală de peste 6 și de foarte multe ori nota de la ultima probă este cea care asigură a atinge această medie de 6. La română, la matematică, notele sunt mai mici. Deci, vedeți, asta spun, acestor copii trebuie să le dăm o altă șansă, să aleagă o disciplină din area curriculară specifică acelei specializări pe care ei au ales-o. Și nu în ultimul rând, poate că ar trebui și acel bacalaureat diferențiat, cum este în alte state. Într-adevăr, acest bacalaureat diferențiat îți limitează apoi accesul în anumite categorii de universități. Dar este clar, acei copii care au o opțiune, sigur că da, ei știu, vreau
vă duc la cutare universitate, am nevoie de bacalaureatul tip B, eu mă pregătesc pentru acest tip de bacalaureat. Am pentru altul, mă pregătesc acolo. Aici vreau să adaug ceva. Ca medic de familie, consult tinerii de 18 ani pentru a obține acea adeverință medicală pentru a se înscrie la facultate. Ce am observat în ultimii ani, și mai ales în anul acesta, foarte multe adeverințe date unui același tânăr care se înscrie la 7 facultăți, la 10 facultăți, ca să folosesc din domeniul dumneavoastră, eclozând în diferite nișe, în diferite puncte de focar, pentru a încerca. Și domnul profesor, am avut curiozitatea să întreb și la ce facultăți se înscriu. Domnul profesor, facultăți dintre cele mai diverse, care nu au legătură una cu alta, una tehnică, una umanistă, una religioasă, deci extrem de diferite, și copilul acela este bulversat. Fără îndoială, dintr-o parte este imboldul familiei, al unui membru al familiei, din alta imboldul școlar, din alta imboldul personal, din alta o influență media. Și atunci copilul acela alege domenii foarte variate, își pune pe tapet domenii foarte variate și alege într-un timp foarte scurt, poate ceva ceea ce nu-i place și, nu știu, a luat acolo o notă mai mare. Am avut situația asta, în care cineva ia o notă mai mare la ceva la care nu s-a pregătit în cei 4 ani și brusc își schimbă opțiunea pe nota aceea. Mai bine s-ar fi dus cu 6-le și cu 7-le la ce a fost drag 4 ani și ar fi fost drag o viață, decât să meargă pe impresia artistică că a luat 9 și ceva și că acea facultate îl adulează. Prin ceea ce spuneți dumneavoastră, bacalaureatul diferențiat, clar canalizăm copiii, îi îndreptăm spre ceea ce ei își doresc pe parcursul anilor. Fără îndoială, este greu să-și aleagă ei de la început ce vor face în viață, dar cu sprijinul familiei, al profesorilor, al dirigintelui, cu sprijinul ministerului, care, iată, face aceste prezentări ale facultăților, ale universităților, așa cum face prezentările liceelor la fiecare 15 septembrie, copiii aceștia au acces spre universități în zilele open day, în zilele deschise, și să vadă laboratoarele, să facă cunoștință cu profesori ca dumneavoastră și care să îi îndrume într-adevăr spre ceea ce vor să facă. Bacalaureatul acesta nișat, acesta canalizat, este o șansă. Spuneți-ne acum, domnule profesor, cum să pregătim aceste elevi? Să spunem pe scurt, fiindcă nu vreau să fie, cum să zic, ceva prodomo, să spunem că noi ne-am cunoscut tocmai sub imbolul educației. Dumneavoastră ați urmărit o emisiune la Giurgiu TV și ați dorit să ne, și eu am dorit să ne întâlnim, dar dumneavoastră m-ați sunat, fiindcă ați văzut o emisiune la Giurgiu TV în care noi pledam pentru pregătirea pentru bacalaureat să se facă sistematic, temeinic și în afara școlii, fiindcă nu ajung doar orele de curs. Spuneți-ne, dumneavoastră, cum vedeți aceste lucruri. Înainte de asta, vă spun că există, și aș vrea să o felicit, pe doamna profesoară Alina Meclea, și îmi pare rău că nu știu numele și celelalte doamne profesoare, am înțeles, sunt două doamne profesoare care pregătesc copiii în regim gratuit, în afara orilor de școală, și o fac într-un mod sistematizat, nu pentru o școală anume, pentru școala lor, să spunem. Pentru copiii din întregul oraș și din întregul județ vin și învață cu cele două doamne profesoare, le felicit și continuă, au activitate de 2 ani de zile, din câte știu eu, și fără îndoială merg mai departe pe ambele sesiuni. Aceasta este ceva, cum să zic eu, autorizat științific. Am venit și eu cu niște cursuri opționale, cu niște întâlniri enciclopedice, dar de asemenea țintite pe autori și mai ales în domeniul literaturii, în domeniul biologiei, am ajutat și eu cât am putut și prin acele concursuri cine știe câștigă. Cum facem ca aceste mici înmuguriri să devină flori? Spuneți-ne dumneavoastră. Domnule doctor, exact ceea ce a spus dumneavoastră mă face să revin la ceea ce am început cu așa piesă de teatru. Dacă am vorbit de regizor, acum trebuie să vorbim, evident, despre actori. E vorba despre, într-o piesă, avem actor principal și actor secundar. Am regăsit, din ceea ce ați prezentat acum dumneavoastră, actorii principali. Atunci, actorul principal, cine poate ca să fie? Dascălul. Eu folosesc foarte frecvent această noțiune de dascăl, care este mult mai atât de frumos. Care nu înseamnă numai să-l înveți pe un copil matematică, să-l înveți mai fizică, să-l înveți doar chimie sau ceva. Trebuie să-l înveți pe acest copil să fie om. Și dascălul întotdeauna trebuie ca să fie un model, un reper pentru fiecare elev. Aici să zic eu că este diferența între dascăl, profesor. Întotdeauna am acest lucru. Deci este vorba despre acest dumneavoastră profesor. Sunteți un dascăl universitar. Mulțumesc, domnule doctor.
Tot actor principal, vedeți, este elevul și este părintele. Elevul care trebuie să fie în centrul atenției celorlalți doi. Școală, respectiv părinte. Când mă gândesc la părinte, aici deja lucrurile se complică puțin. Aici deja încep să cad puțin pe gânduri. Încep să cad puțin pe gânduri la ceea ce am descoperit puțin în județul lui dumneavoastră. Vă spuneam că este pentru prima dată. Școala depinde cum este abordată și la nivel de familie. Deci tata, mama, cum își dorește ca acest copil al lui să facă ceva în viață. Vă spuneam în niște discuții particulare pe care le-am avut în aceste câteva zile, în care am avut onoarea să vă cunosc pe dumneavoastră, că totuși este un județ cu probleme, un județ relativ sărac. Cadrele didactice mi-au spus că mulți copii n-au posibilitatea de a face școala datorită acestei sărăcii. Dar atât cadrul didactic cât și părintele trebuie să conștientizeze că această depășire a stării de sărăcie se poate face numai și numai prin educație. Educația este cea care îi dă o șansă acestui tânăr. Actor secundar în această piesă, aici este societatea. Și tocmai pentru asta eu v-am abordat atunci când am avut onoarea să vă cunosc. Ați intrat exact dumneavoastră în pielea acelui personaj. Nu aveți această obligație, să zic, de a vă ocupa de pregătirea tinerilor pentru bacalaureat. Și totuși ați făcut-o. Deci societatea civilă, oameni care au un anumit potențial, oameni care au dăruire pentru semenii lor, au obligația morală ca să se implice. Și acum revin la acea problemă atât de importantă și cu care, într-adevăr, în mediul universitar noi ne confruntăm. Este un alt aspect care pe mine mă întristează. Cei care suntem mai în vârstă, știm, ne-am dorit să facem ceva în viață, o profesie, și am făcut acea profesie. De ce? Pentru că aveam această șansă de a da examen acolo unde noi ne doream. Odată cu admiterea la nivel de universitate, s-a făcut pe bază de dosar, deci nu s-a mai făcut pe criteriul admiterii, copiii n-au mai făcut o profesie pe care ei și-au dorit-o. Au ajuns acolo unde i-a aruncat întâmplarea, hazardul, unde i-a aruncat calculatorul. Calculator care n-are suflet, asta este rece. Pentru calculator, 1 cu 1 întotdeauna este 2. Acolo nu se ține cont de om. Acolo nu ținem cont că poate uneori ne norocim un om pentru o viață întreagă. Este obligat să facă ceva ce nu-i place și nu se va regăsi niciodată acolo. De ce spun acest lucru? Păi, dacă se ține cont la admitere într-o universitate doar de mediile din anii de liceu, apoi și de media de la bacalaureat, astea erau niște note bătute în cui. Degeaba încercai să mergi la anul, la facultatea pe care tu ți-ai fi dorit-o, pentru că tot nu avea nicio șansă. Și atunci, din această dorință de a nu rămâne pe din afară la începerea anului universitar, un absolvent se înscria la 4, 5, 6, 7 facultăți, după care era criteriul de alegere? Știți care? Chiar dacă intra la o facultate care i-ar fi plăcut, dar dacă era repartizat la taxă, el nu avea potențialul financiar de a urma cursul acelei facultăți. Și atunci se ducea acolo unde era la buget. Noi ne-am confruntat foarte mult cu aceste aspecte. Absolvenți care din întâmplare ajungeau la unele specializări din cadrul universității noastre. Aici aveam și noi pe urmă un rol și cel puțin eu mă implicam foarte mult. Încercam să demonstrez fiecărui copil care era student la noi că și în această meserie la care a ajuns întâmplător poate ca să găsească lucruri frumos. Întotdeauna trebuie să știm să găsim frumusețea în fiecare lucru. Dacă vom căuta, cu siguranță vom găsi, asta e clar. Un profesor, spunea Winston Churchill, invitat la o
și mă adresez telespectatorilor și deopotrivă, domnule profesor, Winston Churchill, invitat la o mare universitate a lumii, spunea: vor fi cetățile viitorului, cetățile minții, cetățile gândirii, cetățile intelectului. Altfel spus, dacă vrem să fim o forță în această lume, dacă vrem să avem cu adevărat o reprezentare istorică, atunci lucrul acesta se va întâmpla numai și numai prin învățătură. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu Germania după război. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu Japonia. Țări care s-au redresat în 10-20 de ani, investind enorm în învățământ. Ce se întâmplă cu țările nordice, care dau foarte mult din produsul intern brut către învățământ. Aici, cum bine zice domn profesor, e vorba de regizori, e vorba de intervenția primară, intervenția ministerială, interministerială, bugetară, guvernamentală. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l punctăm, fiindcă aș vrea ca toată emisiunea aceasta să fie o emisiune practică, să nu se schimbe canalul, să nu se plictisească copiii, să nu se plictisească părinții și n-au cum să o facă, sunteți captivant, și aș vrea să dăm niște puncte de forță ale întâlnirii noastre. Pe lângă această mare notă pe care aș vrea să o rețină fiecare dintre tineri, și anume de a-și alege exact facultatea pe care o iubesc, pe care o îndrăgesc, oricât ar fi de greu. Poți să stai 2-3 ani acasă, să dai în mod repetat, dar dacă îți dorești medicină, fă medicină. Dacă îți dorești arhitectură, fă arhitectură. Dacă îți dorești entomologie, fă entomologie. Într-adevăr, poți să descoperi mai târziu frumusețea acelei științe sau, dimpotrivă, să te dezamăgească puțin modul în care te pregătești, întâlnirile cu anumiți oameni. Se poate întâmpla orice. Dar dacă ai în suflet dorința de a ajunge departe, indiferent care sunt obstacolele de pe parcurs, și de multe ori, ca într-o carte celebră a lui Lloyd Douglas, obstacole nu fac decât să te ridice, întreba ce mi-au făcut profesori universitari care mi-au pus piedici. Au făcut să fiu mai puternic și să îmi găsesc într-adevăr menirea. Dacă ne alegem facultatea pe care ne-o dorim cu tot efortul, dacă investim intelectual și mental totul în acești ani, să nu uite tinerii care ne urmăresc, și părinților, și bunicilor, că aceasta este perioada optimă de formare. Domnul profesor vine din zona agronomiei. O floare nu poate înflori decât într-o anumită perioadă a anului. Un tânăr nu poate învăța optim decât atunci. În zadar vom investi mai târziu în educație, dacă atunci când pârghiile sunt exact în centru forței, exact în acel punct optim de acțiune, nu vor acționa atunci. După părerea mea, întreaga societate trebuie să se implice. Suntem cu toții răspunzători. Îi spuneam lui domnului profesor Ion Oltean în întâlnirile pe care le-am avut. Noi am avut un peripatetism. Adică, în tocmai lui Aristotel și Alexandru cel Mare, ne-am plimbat prin Bălănoaia, prin Stănești și vorbeam. Plimbându-ne, vorbeam și puneam mâna pe o insectă și o eliberam și o vedeam cât de frumoasă e pe o frunză și vedeam că e mâncată de omizi. Și toate astea ne făceau o școală. Aș vrea, domn profesor, să punctați asupra externalizării întâlnirii noastre, să avem astfel de profesori, fiindcă sunt sigur că există, care să se plimbe cu elevii lor, să iasă din clase, să facem școala de după școală, cum zicea profesorul Marian Stavarache, un profesor de filozofie celebru aici în oraș și în județ. Școala de după școală este de cele mai multe ori mai importantă decât cea școlară, fiindcă acolo suntem cantonați într-o tematică, într-o bibliografie, într-o curiculă. Ieșind din școală, avem accesul la acea curiculă, dar o putem îmbogăți aducând folos respectivei curicule. La emisiunile pe care le fac la televiziunea Giurgiu, am făcut niște mici pilule culturale, împreună și cu acordul domnului Petre Slăvescu, spunându-i: domnule director, eu vreau să strecor învățătura, dar tânărul să nu-și dea seama că e o învățătură. Nu, eu vorbesc despre Eminescu și despre poeziile lui, eu vorbesc despre Creangă și despre amintirile lui. Dacă le vom ține minte, vom lua și notă mare la BAC. Dar n-am să spun că vorbesc pentru BAC, nu. Vorbesc pentru spirit, pentru suflet. Adică aș vrea să internalizăm știința fără să ținem cont de nota din catalog și ea să fie consecința firească și ulterioară a demersului nostru. Domnule doctor, ați atins niște puncte atât de dureroase. Poate să vi se pară ciudat că am utilizat acest termen, puncte dureroase. Odată, mi-a fost dat chiar la acest examen de bacalaureat. Eu stau foarte mult de vorbă cu elevii și elevii de acolo din zonă pot ca să confirme acest lucru.
înaintea fiecărui examen, stăteam cu ei acolo, afară, vorbeam cu ei. În momentul în care intram în clasă, să văd cum se desfășoară examenul, să ștampilez lucrările, aruncam o glumă, încercam să-i descătușez, da? Să badă că pentru ei încercăm să facem totul. În momentul în care am afișat rezultatele, mi-a fost dat să văd niște lucruri care pe mine m-au cutremurat. O atâșicat dascăl și apoi atât de mult ca părinte, pentru că am și eu copii. Să vă trăiască. Domnul și doctor, aveți doi medici. Da, sunt medici, așa este. Sunt medici. Întrebam câțiva copii care erau foarte aproape de a promova pacul. Cu note de media finală 5.70, 5.80, 5.98, îi lipseau două subtimi să facă media. Și am întrebat, și totuși, de ce n-ați depus acel efort suplimentar? Atât de puțin a trebuit ca să mai faceți voi, ca să vă atingeți un scop. Foarte mult, știți ce mi-au spus? Domnule profesor, eu învățam seara după ce veneam de la muncă. La muncă? Unde? Păi la construcții sau în altă parte. Dar de ce? Pentru că trebuie. Vă dați seama cât este de dureros acest tânăr care poate ar vrea să facă ceva, dar nu știe ce să aleagă. Ziua de azi și să-și aibă asigurată ziua de mâine sau să urmeze să învețe. Vă dați seama în ce situație sunt puși acești copii? Dar mă gândesc și la părintele ăla. Oare l-a trimis părintele? Oare părintele cere mai mult să fie și el o sursă de venit în casă? Sau încearcă să se sacrifice el mai mult pentru copil? Deci aici este acest rol al părintelui. Dragii mei, cea mai mare investiție pe care voi o puteți face, și trebuie să recunoaștem un lucru, când vorbesc de investiție, eu nu vorbesc doar de investiția aia, bani. Cea mai mare investiție pe care o putem face din toate punctele de vedere sunt copiii noștri. În ei trebuie să investim. Investim și bani, investim și încredere, investim și dragoste, investim și iubire, investim de toate. Deci un prim aspect. Deci, ca să mă înțelegeți, am zis că sunt niște puncte dureroase care le-ați atins la asta. Al doilea. Rolul acelui profesor, acum folosesc noțiunea de profesor, care să se implice în activitatea de formare a elevului în afara orelor de școală. Aveți perfectă dreptate. Și eu am aceleași așteptări. Dar spuneți-mi dumneavoastră, un profesor care are un salariu de 1200 de lei, 1300 de lei, și are în întreținere doi copii, la o oră, de foarte multe ori, el se gândește ce se cumpără copilului meu, că doar este copil de dascăl, cu tare îmbrăcăminte, cum se asigur copilului meu o educație, pentru că eu sunt intelectual, poate îmi doresc copilul meu să facă și o școală de muzică, poate să-i dau niște ore particular de vioară, poate vrea să facă un pian, poate vrea să facă altceva. Acel profesor se concentrează asupra actului didactic și ce să mai vorbim atunci de activitatea din afara programului, când foarte mulți dascăli sunt obligați să-și mai găsească o altă sursă de venit. Ne mirăm că sunt aceste solicitări de majorări ale retribuției dascălilor. Sunt obligatorii. Dacă vrem să punem pe picioare întreg sistemul educațional. Nu ne putem dezvolta. Ați amintit atâta țări care au depășit momente grele, momente cruciale, existențiale la nivel național și bine ați precizat. Cum? Prin educație. Un om educat știe ce își dorește în viață. Un om educat știe să-și aleagă niște repere și mai ales știe să aleagă calea pentru atingerea acestora. Celălalt aspect care iarăși mă doare, acele realizări din acele state pe care dumneavoastră le-ați amintit, știți care este și contribuția multor români care au plecat aici? Nu ne punem întrebarea, oare aceștia de ce au plecat? Și oare dacă ar fi rămas,
Unde am fi fost noi? Eu am primit toți, v-am spus, toți doctoranzii mei, și am, cel puțin și acum am încă, pe lângă cei care au finalizat cursurile și au ținut tezele de doctorat, am încă 17 doctoranți la ora actuală în pregătire. Eu pe toți îi trimit dincolo, îi trimit la marile universități europene și nu numai. Sunt comparabil cu cei care lucrează acolo. Am situații în care profesori de la universități de prestigiu europene, văzându-mi acești doctoranți pe care îi trimit, îmi solicită ca să iau în cotutelă pentru pregătirea tezei de doctorat a doctorandului plecat de aici din țară. Asta spune că avem și noi potențial. Trebuie doar să creăm acel context în care el se poate pune în valoare. Vreau să le spun telespectatorilor noștri că dumneavoastră vorbiți în cunoștință de cauză. Domnul profesor, dragii mei, este cel care are inovații în domeniul fitoterapiei, inovații ecologice, inovații biologice, pornind de la stadiul larvar, pupă, toată dezvoltarea unui parazit, a unui agent care agresează produsul finit al agriculturii, recolta, și a găsit prin metode foarte simple de spus, dar foarte complicate de realizat, pe baza unor substanțe chimice, care se numesc feromoni, să atragă fals masculii într-o capcană. Acestea sunt detaliate în emisiunile noastre, în Medicina în Direct, și vă invit să le urmăriți, dar vreau să spun că domnia sa nu vorbește din cărți. Nu este un teoretician, este și un practician. Teoria nu poate fi separată de practică. Spunea Goethe că teoria este cenușie, iar pomul verde este numai pomul practicii. Ori dacă domnia sa n-ar ieși pe teren și n-ar face în atâtea zone din țară și din lume practică, insectele acelea dăunătoare s-ar înmulți și mai mult. Tot aici, domnule profesor, vreau să ajungem la latura sufletească, la latura umană, care spuneam că închide orice ciclu din acesta educațional. Noi nu formăm, domnule profesor, viitori ingineri, viitori constructori, viitori profesori, viitori savanți. O spunea regele Carol I. Vreau caractere, când i s-a spus că vom avea oameni școliți. Nu. Vrem caractere, vrem spirite tari, vrem oameni care să aibă suflet, fiindcă dacă vor avea suflet, atunci vor fi și medici buni. Degeaba, domnule profesor, sunt academicieni cu studii, sunt savanți care știu atâtea. Dacă nu se apleacă asupra omului căzut în noroi și murdar și nu-l face bine din considerente estetice, renunțând la etică, atunci totul este egal cu zero. Dacă n-au dăruirea pe care o aveți dumneavoastră, vă spun aici că m-ați impresionat stând, cât, domnule profesor, o jumătate de oră și mai bine de vorbă cu o fetiță de 9 ani, de clasa a 3-a, văzându-i toate diplomele, văzându-i toate, nu credeam că o să aveți atâta răbdare și, Doamne, ați întrebat-o tot ceea ce era în sufletul ei curat, în spiritul ei, lăsând-o pe ea să se exprime. Cred că aceeași aplicare ați avut-o și asupra bacalaureatului, asupra profesorilor, asupra celor care diriguiau această întâlnire și, o spun, a fost un spirit bun, un spirit salvator, fiindcă de mult omul sfințește locul sau întotdeauna face lucrul acesta. Și era întrebat Andrei Pleșu ce este îngerul. Spunea că îngerul este spiritul locului. Ați modificat spiritul, ați aplatizat răul și ați ridicat binele și sunt rezultate absolut firești dacă toată atmosfera aceea este pozitivă. Eu sunt sigur că ștacheta poate fi urcată, notele pot fi mărite numai printr-o atmosferă pozitivă la un examen, numai printr-un surâs, printr-un zâmbet, printr-o glumă, dând un optimism unui copil care ar fi luat foaia, ar fi făcut o ghemotoc și ar fi aruncat-o crezând că nu e a 5. Felicitări! Ați luat bacul. Ați văzut că încă la început am spus acest lucru. Știu. Că noi nu avem nevoie numai de profesor, că avem nevoie de acești dascăl, tocmai despre acest lucru era vorba. Cum se trebuie formează să ne aplecăm. Cum se formează sufletul? Cum se formează sufletul? Prin mimetism, prin lecții, prin ce? Prin toate. Absolut prin toate. Atâta doar că fiecare trebuie să aibă acel discernământ de a alege cât mai corect modalitatea prin care să ajungi la sufletul celui de lângă tine, să încerci să descoperi tot ceea ce are bun și putem să găsim oriunde lucruri bune. Și apoi să modelăm pe acele elemente unde practic conștientizăm că putem să facem.
știți cum zicea și Blaga, nu feri, apar într-un lac unde cu este mult noroi. Vedeți, din acel noroc, din acel noroi, ce floare superbă poate ca să apară, chiar dacă ea este efemeră uneori. Din acest punct de vedere, credeți-mă, eu spun, un dascăl este un om fericit, pentru că el are șansa să lucreze tocmai cu aceste suflete care sunt în formare. Încă nu sunt niște caractere definitivate pe care să nu mai poți interveni. Este copilul ăla pe care îl poți forma apropiindu-te de sufletul lui, contribuind la educația lui, deschizându-i ochii spre ceea ce este frumos. Și vă mai spunem eu odată, aici noi, cu acești tineri, trebuie să-i învățăm să nu-și taie niciodată dorințele lor, să-i lăsăm să viseze. Atâta doar că trebuie să fim atenți, să educăm ce pot ca să viseze. Să știe până unde, să-și cunoască puțin forțele, pentru că în momentul în care nu ți-ai propus ceva prea sus și n-ai realizat, și dezamăgirea este pe măsură. Atunci, este în primul rând învățătorul care lucrează cu acel copil, copil care îl vede pe învățător ca pe omul sfânt. Acea fetiță de 9 ani de care ați vorbit dumneavoastră era atât de încântată că Cristina a fost publicată o poezie. În clasa a treia? Poezia, da. Cui se adresa? Învățătoarei. Învățătoarei. Cine era învățătoarea? Mai mult decât o mamă. O iubea mai mult decât pe o mamă. Deci asta este învățătoarea. Urmează apoi învățământul gimnazial, deci clasele 5-8. Sunt acei copii zburdalnici. Nu trebuie să-i temperăm tot timpul, nu trebuie să le tăiem aripile, nu trebuie să-i punem la colț, trebuie să ne jucăm lor cu e ei. Trebuie să ne jucăm cu ei. Corect. Urmează liceul, acolo de așa niște adolescenți, să nu uităm, este criza adolescentină. Noi trebuie să înțelegem, foarte mulți profesori îmi vorbesc când mă duc, mă duc în toată țara, ce greu este să lucrezi cu elevii de liceu. Nu, este atât de frumos să lucrezi cu elevii de liceu. Lor trebuie să le dai niște răspunsuri, la este perioada aia de întrebări. Găsește, dascălule, răspuns la întrebarea lui. Fă-l să înțeleagă lumea asta, fă-l să-și înțeleagă menirea în lumea asta. Iar apoi la noi, în mediul universitar, acolo este cu totul altceva. Acolo ne lucrăm cu adulți, acolo vorbim cu maturi, aici deja, noi devenim modele din alte puncte de vedere, morale, profesionale, este cu totul altceva. Domnule profesor, în întâlnirile noastre, amintați un lucru pe care vreau să-l spunem și telespectatorilor noștri, și anume de rolul dascălului ca preot. Spuneați că este foarte important preotul de la țară, preotul de la oraș, în ghidarea copilului spre carte și mai ales a copilului de la țară, unde fuga spre vite, spre câmp, este firească, este naturală, este asigură supraviețuirea, dar ghidarea și mai ales orientarea părinților spre a-și da copiii la școală este foarte important, că ne amintim cazului lui Moromete, în care mama îl vedea mereu cu o carte singur pe câmp și i-a spus că va fi marele singuratic și s-a gândit să-l trimite la școală. Să ne amintim cazul lui Marin Sorescu, care a mers cu Caru la Craiova și pentru prima dată a văzut un oraș plin de lumini. Să ne amintim cazul profesorului Ion Oltean, plecat din zona Reghinului, nu, și care s-a dus la oraș, la Cluj, nu, și a făcut școală și iată și a făcut facultate. Oamenii mari au pornit de la țară. Eminescu, Creangă, Blaga, cu toții au pornit dintr-un lancrăm, au pornit dintr-un liveni și iată au ajuns și au cucerit lumea. Deci faptul că pornim de la țară, spune Ana Blandiana foarte frumos, prin bunici sau prin străbunici cu toții suntem țărani. Cu toții am pornit în genealogia noastră de la țară. Țara este seva curată, este pământul fecund, este un orizont nemărginit și e un lucru extraordinar că avem origini rurale. Vreau să-mi spuneți care este rolul preotului, fiindcă iată avem în oraș un seminar teologic,
seminar pe care îl păstorește preasfinția sa episcopul Ambrozie al Giurgiului, împreună cu părintele Edmond Popa, părinte care vine de la Letca, de la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Cum poate Maica Domnului, plângând, iată, jertfind mir, să ne aducă pe calea aceasta a credinței și a educației, fiindcă sunt legate. Prima carte era cea slovă. Creangă învăța din cartea bisericească. Vă rog. Da, într-adevăr, domnule doctor, în discuțiile noastre care le-am avut, în preparările pe care le-am făcut, v-am întrebat ce face și preotul. De unde a pornit această întrebare pe care v-am adresat-o? Din ceea ce citeam și eram informat înainte, la nivelul județului Giurgiu aveți cea mai mare rată de abandon școlar. Sunteți județul cu cea mai mare rată. Din ceea ce am citit de o seară, putea să greșesc. Dacă greșesc, îmi cer scuze pentru acest lucru. Iar această rată atât de ridicată a abandonului, evident, este la sat. Acolo sunt cei mai mulți elevi care abandonează școala. Și a plecat această discuție noastră de acolo ce facem comunitatea locală pentru a găsi o soluție la această realitate. Părintele, nu am mai întrebat care este rolul părintelui în abandonul școlar, pentru că pentru mine era clar, un copil abandonează cu știrea părintelui, poate chiar încurajat de către părinte. Dar ce fac ceilalți ca să convingă părintele și elevul să nu renunțe la educație? La țară, cine este ascultat de către toată lumea? La țară, cine are un cuvânt de spus? Nu numai acum, dintotdeauna. Este preotul. Preotul. Iar preotul, în acele predici pe care le ține, în acele întâlniri pe care le are cu populația locală, poate explica că acești copii își pot depăși acel statut numai și numai prin educație. Nu vreau să fac reclamă nimănui, nu vreau să ridic pe nimeni în slăg, departe de mine acest gând, dar totuși trebuie să amintesc o realitate. Aici, în zona dumneavoastră, tot din discuțiile pe care le-am avut, din informațiile cu persoanele cu care m-am întâlnit, predomină ortodoxia. Deci da. Sunt foarte puține alte religii, confesiuni, deci nu aveți de-a face cu așa ceva. În Ardeal, de unde vin eu, știți că este o zonă multiculturală, multietnică, avem și populație maghiară, catolică, reformată, avem sașii care sunt luterani și așa mai departe. Știți ce mult se implică biserica acolo? Știți câte programe au preoții acestor comunități pentru educarea copiilor? Sunt foarte multe biserici catolice, în special romano-catolice, apoi cele germane, deci luterane, care au o zi pe săptămână unde preotul se întâlnește cu copiii. O religie ce te poate învăța? Numai lucruri bune. Iar preotul acolo le arată care este, să zic, modalitatea de a se realiza copilul în viață și numai și numai prin educație. E adevărat, ei iau acolo contact și cu cultura lor, pentru că trebuie ca să-și păstreze cultura, ca să-și păstreze identitatea lor și este normal. Dar vedeți cum pe de altă parte conștientizează ce trebuie să mai facă. Permiteți-mi să vă dau și eu o veste bună, așa cum ne-ați dat dumneavoastră și vă mulțumim din partea Ministerului Educației și Învățământului. Vestea vine de la episcopul de Giurgiu, preasfinția sa, episcopul Ambrozie al Giurgiului. Avem în cadrul episcopiei Giurgiului, la un etaj, o mansardă, dar este un spațiu foarte mare, destinat tinerilor, în care, sub patronimul Sfântului Ioan Balacul, doamna profesoară Maria Băiatu, doamna profesoară Valeria Miftode, discut de muzică și de psihologie, am fost cooptat și eu, profesor de la școli și licee giurgiuvene, vin și fac lecții și țin conferințe și țin seminarii și învață pe copii, evident, gratuit, în mod liber, despre frumusețea
școlii, despre frumusețea artelor și avem aceste întâlniri. Avem la seminar întâlniri, avem în licee întâlniri cu preoți. Preoții au și o emisiune foarte frumoasă la televiziunea Giurgiu, realizată tot de părintele Edmund. Și iată că biserica se implică și se implică puternic și, fără îndoială, rolul nu trebuie să se oprească aici, trebuie să continue așa cum au făcut-o și până acum, fiindcă, într-adevăr, faptul că a apărut această rază de speranță, care pe mine mă bucură enorm, faptul că am reușit să facem un salt important din vară până în toamnă, dar ținând cont, cred, și de niște ape subterane. Cred că au fost niște izvoare care nu ieșiseră la suprafață. Eu am dat în viața mea examene și am luat rezultate foarte mari, poate într-un interval mic de timp. Asta înseamnă că la examenul anterior eu nu-mi scosesem toți porii. Nu exudasem toată materia și toate cunoștințe pe care le aveam în mine. Deci a te concentra la examen, a fi în același timp relaxat, a fi bine dispus. Spunea Constantin Noica, bine dispus înseamnă bine poziționat. Să fii bine poziționat, să fii ca în lupte, să ai poziția pe ambele picioare, atunci n-ai cum să nu reușești. Voința și credința divină contribuie și ele enorm în reușită. Sunt ultimele minute ale emisiunii, ultimele 3-4 minute, domnule profesor. Vreau să ne spuneți ce va fi în viitor. Ce șanse are Giurgiu, cum îl vedeți pe harta țării, pe harta lumii. Eu sunt extrem de pozitiv la Radio Național Cultural, la reviste din țară și din lume, la reviste academice. Am onoarea să scriu și scriu Cosmin Georgescu din Giurgiu. Cred că un nume, două, trei, cinci înflorite scapă orice penumbră a acestui oraș și județ și vreau și dumneavoastră să-mi confirmați, dacă puteți, că oamenii sunt cei care sfințesc locul. Așa este, domnule doctor. Aici am venit cu oarecare de reținere. Am venit pentru prima dată. Interesant a fost că și cei de la inspectoratul școlar mi-au spus că voi găsi o altă lume aici decât în altă parte, referindu-se la posibilitățile zonale și la ceea ce voi găsi din punct de vedere economic. Îi spuneam doamnei inspectoare care m-a contactat, sper că toate aceste lucruri să fie compensate prin altceva, prin factorul uman. Am și încercat în acest interval să cunosc acest factor uman, pentru că el este cel care asigură apoi și dezvoltarea. Am cunoscut multe persoane. Am cunoscut persoane din sistemul educațional, am cunoscut persoane din mediul economic, am cunoscut din sănătate și, credeți-mă, am mare încredere că dumneavoastră giurgiuveni veți reuși să depășiți această stare. De fapt, nu faceți altceva decât să vă integrați apoi și dumneavoastră în contextul general evolutiv al unei națiuni. La nivel național ne așteptăm la o revigorare, la o punere pe un alt nivel al vieții în ansamblu pentru cetățenii României. Ca atare și dumneavoastră aveți multe posibilități, iar cadrul în care vă aflați vă este favorabil. Aveți multe posibilități de a pune în valoare potențialul turistic al zonei, potențialul agricol al zonei este un element care poate să vă dea siguranța că puteți evolua din punct de vedere economic. Evoluând economic, veți rezolva și toate celelalte probleme. Plec oricum de aici, de la dumneavoastră, încântat că am avut ocazia să cunosc acești oameni și cu siguranță îmi voi dori să ajung cât mai des pe la dumneavoastră. Asta vreau să vă spun, plecați pentru a reveni, să duceți vestea bună și la Cluj, să le mulțumiți clujenilor, iată că v-am răpit câteva zile. Am să vă mai zic încă ceva. Mă rog. Deja am promisiuni, elevi din clasele a 11-a din Giurgiu vor veni să facă facultate la Cluj. Superb. Și cred că după această emisiune și după emisiunile Medicina în Direct în care predați pe parcurs la un sfert de oră, în 4 emisiuni, entomologia și fitoterapia pe românește despre minusculele și minunatele insecte, unele nocive, și despre această terapie revoluționară a agriculturii,
cred că mulți, mulți se vor îndrepta spre aceste științe ale agronomiei atât de importante și atât de frumos predate de dumneavoastră. Cât mai mult și spre Cluj, am să închei, dragi telespectatori, spunându-vă că l-am avut invitat pe domnul profesor Ion Oltean, profesor universitar în cadrul Universității din Cluj, venit aici pentru, iată, a ne arăta că putem să avem rezultate bune. Domnia sa a vegheat, iată, la bacalaureatul din această toamnă cu mintea sa sclipitoare și mai ales cu temperamentul domniei sale, atât de domol și în același timp atât de tenace, știind să ne dea vorba bună. Și am să închei cu următoarele cuvinte. Spunea cândva Victor Hugo că pentru un copil soarele este învățătura. Deci adevăratul astru spre care se îndreaptă copilul este învățătura. Și atunci când vom deschide o școală, vom închide o temniță. Trebuie să investim totul în educație, totul în învățământ, fie și sub forme atenuate, poate fără să ne dăm seama, acel învățământ indirect pe care și televiziunea noastră îl face. Să creăm oameni cu adevărat, oameni care nu numai să-și facă profesia impecabil, dar care să fie înainte de orice oameni. Aici, grație emisiunii E Timpul să vorbim, grație doamnei Florina Drăgulin, care ne-a oferit acest spațiu generos. Mulțumim operatorilor de imagine care au fost alături de noi pe o terasă superbă din Giurgiu. Îi mulțumim domnului profesor Ion Oltean, felicit elevii care au promovat, îi felicit și pe cei care nu au promovat, dar care au fost acolo la câteva sutimi și care s-au zbătut pentru a reuși și le garantez că sesiunile viitoare vor fi ale lor. Cât mai mulți studenți, cât mai mulți oameni formați, cât mai mulți oameni care să fie pregătiți tehnic, indiferent dacă au facultate sau nu, toate cele bune, Doamne ajută și să fim împreună mereu oameni adevărați. Doamne ajută!